Ajungem și la speța pe care o avem. Mamă Da. ortodoxă, tată străin și de altă religie. Da, deci, întrebarea cum este... copilul? Da, întrebarea este următoarea. Cine a citit viața Sfântului Ioan Gură de Aur, cel mai mare ritorar creștinătății? Secund general în armata romană, Antuza, mamă creștină, prin excelență, cea mai aleasă între femei, care l-a născut pe cel mai mare orator al creștinătății. Secund moare în război, ea rămâne văduvă de tânără, copilul ei face școala antiohiană, îi se arată Duhul Sfânt la hirotonie în chip de porumbel vădit pe cap, îi se arată noaptea în vis Petru și Pavel, îi dau cheile și surul epistolelor, Pavel îi tâlcuiește toată viața la ureche cum să tâlcuiască episcopele, tâlcuiește vreo trei sferturi din Sfânta Scriptură, vine cele mai mari omilii și este cel mai mare ritor al creștinătății. Din tată păgân și din mamă creștină. Trebuia să se boteze sau nu trebuia să se boteze? Cine a fost Ioan Gură de Aur? Cel mai mare arhiereu, unul din cei trei erari. Am vorbit de el pentru că ei urmează. Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul. Cine este Grigorie din Nazian, tatăl lui Grigorie Teologul, Patriarhul Constantinopolului? Păgân. Ce face nona? Își crește copilul în frica lui Dumnezeu, îl face creștin, îl dă la școală creștină, ajunge arhiereu, dar cum? Întâi îl convertește pe tata și îl aduce la credință. Grigorie primește și el episcopatul și la bătrânețea lui îl lasă pe fiul său în loc, până ce el ajunge patriarh în Constantinopol. Iată, mamă creștină, tată păgân, Sfântul Gheorghe, general în armata romană, mama creștină, tata păgân, Gheorghe creștin, cu moaște întregi, ne închinăm la mormântul lui. Care e problema? Nu există, deci nu există un canon care să nu-ți dea voie să botezi copilul pentru că una din rudenii este necreștină. A fost un caz, chiar pe internet am văzut, un preot din zona Moldovei a refuzat un astfel. Probabil nu de la noi, probabil din Moldova de peste Prut. Așa ceva la noi în Moldova nu cred nu că există. Nu există. S-ar putea să fie din Moldova de peste Prut. Acolo sunt un pic mai exigenți și mai radicali. De ce? Mă rog, așa i s-o fi părut preotul respectiv, dar n-are treabă. De ce nu are treabă? Vă explic imediat. În taina Sfântului Botez, eu ca mamă, dacă vreau să-mi botez copilul și preotul m-a refuzat, m-a refuzat preotul. Singură mă duc și pun apă într-un vas, spun crezul, aprind lumânarea, bag copilul meu în apă sau îi torn în cap de trei ori, că e aghiazmă, că e apă simplă și spun formula botezului. Se botează robul lui Dumnezeu. Eu fiind ortodox, avem puterea sacerdotală. Am turnat de trei ori și am botezat copilul. Mă duc la preot și îi spun, părinte, nu are mirungerea, de aici încolo dumneavoastră faceți. Și avem aceasta explicată în botezul, într-o poezie, așa se numește, un botez minunat la Iordan. O femeie a născut copilul, era lehuză, simțea că moare, l-a botezat ea și chiar așa spune versul. La mila lui Dumnezeu, ca și popa, zic și eu, și și-a botezat băiatul. Și-a turnat apă peste el de trei ori. Când s-a dus la vremea cuvenită să-l boteze, apa din clisternță s-a slăit și s-a făcut ca răcitura, ca gelatina. Preotul s-a speriat și a întrebat așa, îmi puteți spune ceva din viața pruncului ăsta? E un semn că nu trebuie să-l bag în clisterniță. Vai, părinte, zice, când l-am născut era bolnav și neputincios, eu l-am botezat cu formula botezului după capul meu, să nu moară nebotezat. Atunci preotul a spus, bine că mi-ai spus, a trecut peste afundare, a mers cu celelalte, tunderea, mirungerea, marele mir și tot până la finalul botezului. Atât de mare este taina botezului și la îndemâna oricui. Nu există așa ceva. Și un păgân, dacă vrea să facă ortodox și primește și mărturisește crezul și o face de bună voie, îl primești. Mie mi s-a întâmplat cu ani în urmă o fetiță frumoasă, cred că era profesoară de română, mă gândesc, eu nu știu ce era. A venit cu un malac de ăsta mare, frumos, un arab de ăsta, bine, legat, mușchilos, frumos, și a zis, părinte, ăsta s-a uitat la mine, pe ăsta l-am luat. Eman îl chema, sau Aman, așa îl chema. Și zice, părinte, el e de acord să se boteze, că i-am spus că nu fac copii cu el până nu mă căsătoresc religios și până nu se botează. Și a zis, dacă tu așa vrei și așa îți place, eu de dragul tău fac asta. Ei acum trăiesc undeva printr-o țară din afară, dar au rămas ortodoxi.
L-am făcut pe Emanuel ortodox, au 2 sau 3 copii și mă întâlnesc după un an, doi, când ei vin în vizită și într-o discuție cu ei, stând acolo de vorbă, Emanuel îmi spune, eu Emanuel am zis tot timpul și al pomenesc în ziua de astăzi, cu noi este Dumnezeu, și că la noi, la ortodox, părinte, e mult mai frumos cum era la noi, zice, înainte la arabi. Păi Ramadanul ăla, zice, stătea eu întreagă flămâni și pe aia le făceai pe toate, dar aici la ortodox. La noi te spovedești, te împărtășești, te rogi, citești din ceaslov, din psaltire, din scriptură, să știți că sunt foarte încântat. Chiar fii atent, la noi la ortodox. Da, da, da. Păgânul de la noi de la ortodox. Deci, nu are treabă. Oricine îmbrățișează credința ortodoxă are dreptul la Sfântul și Dumnezeu botez. N-ai dreptul să restricționezi. Și mai ales că el este indisolubil, nu se pierde niciodată. Noi dacă un ortodox pleacă la altă religie, când s-a întors, îi facem doar mirungerea, afundarea și restul botezului nu se mai repetă absolut niciodată. Ați deci, avut situații din acestea de ortodoxi care să lase temporar religia? Nu temporar, m-au lăsat-o chiar de tot. Eu am avut acolo în Bârnova, unde am stat prima dată, o femeie extraordinar de evlavioasă. Eu le-am cunoscut pe amândouă, și pe tanti Domnica, și pe tanti... Uite ce lapsos am. Stă tot acolo, avea 2 băieți, Dinu și Victor, o femeie foarte evlavioasă, tanti. Privegheri întregi, făceam cu ea seara când eram noi începători, că stai lângă mănăstire, stătea la strană, cânta la strană, venea la strană, unul din băieții ei mai vine pe la mine, unul din băieții stră, cum ar fi nepoții doamnei. Foarte cum se cade, o femeie super cu minte. Și întâi domnica aceea, i-a venit fiul de pe undeva de prin afară și a tras o bătrână, cred că trăiește, are vreo 90 de ani. Mă enerva că avea un stil de ăsta așa, de unde a botezat tot satul, a cununat tot satul. Era o femeie de cinste, adică o femeie de mare calitate. Deodată i-a spălat așa creierul, nu știu cum a reușit fiul ei să o zăpăcească și a făcut-o, cred că, penticostală sau adventistă, nu știu ce a făcut-o. Mamă și m-a supărat odată, o îndoctrina pe una cu 9 copii și am luat-o așa de gulă și a spus, tante domnica, zic, poți să fii bunica mea, poți să fii mama mea, dacă te izbesc odată. De câte ori mai văzut eu că mă duc la mata la casa de adunare să fac prozelite asta. Deci dacă o vezi că e năcăjită, vrei cu 5 lei să-i pierzi sufletul, lasă-o în pace. Dacă el se duce la mata la adunare, n-am nimic împotrivă. A venit moșul Bunelu, Nicolae, cred că îl cheamă. Mi-a spus, părinte, la mata mi-e jucnie nevastă, moș Nicolae. Spune-i lui tante domnica că o bat cu bățul la cură așa bătrână, să lase oamenii prin sat în pace. Nu s-a mai botezat nimeni de atunci, ea a fost singura care a făcut pasul ăsta. Dar de altfel o femeie foarte credincioasă, eu am și spovenit-o, venea la biserică cu o prietenă de-a ei, Paraschiva o chema și veneau amândouă, două femei cu minți la locul lor. Ei a luat-o într-o râlă. Da. La fel și tantea asta la altă, de aici, de sub pădure, de-a noastră. Parcă mi-a luat îngerul mintea, nu-i pot pronunța numele. Și tante la fel credincioasă. Băi, și o văd într-o zi în fața mănăstirii, era la stația de autobuz și mă duc eu la ea. Zic, ce fauă, tante, mai zic, câte privegheri am făcut noi împreună, cât ne-am rugat, veneai la biserică, femeie credincioasă, ce s-a întâmplat cu mata? Mi-a zis, părinte, am vrut ceva mai mult. Ce ai vrut, tante? Zic, ce-i cu mata? Ce puteai să vrei? Mai mult ca împărtășania, mai mult ca raiul, mai mult ca sfinții, mai mult ca liturghia. E, dacă m-au dus băieți acolo, na, îs băieți mei și nu pot să fac ei, m-au rugat și eu de dragul lor. Unul dintre ei și-a murit, dar eu când îl mai vedeam câteodată, îl întrebam, zic, măi, Dinule, dă și mie o pană de înger din aripa ta, zic, să văd și eu cum e la voi, la credința voastră. Și apoi el mă ocolea. El, altii mei prietenos, unul dintre ei și... Și tot îmi spunea, părinte, mă, ta, dacă ai venit odată la noi acolo, pastor te pune la câte scriptură, știi? Stai, nu știi, zic eu, și tot pastor, nu-s altceva. Dar zic, mi-e ciudă că tu, băiat, care ai venit ani, deci vreo 5-6 ani, ai umblat la biserică, fără probleme, deci indiscutabil de credincioși. Oameni nu fumători, nu bețivi, nu curvari, nu nimic, oameni cu familie. Așa, păi, sanat, ce vrei să-i faci? Deci se întâmplă să se rătăcească. Am avut bărbat care s-a dus și s-a întors. S-a întors pentru un singur motiv. Mi-a zis așa, părinte, zice, eu sunt mai băgăcios și mi-a mai băgat nasul și mi-a zis, bă, tu ori faci ce faci și eu, dacă nu dai drumul înapoi la ortodoxii tăi. Atunci când am văzut că mi-a zis așa,
chiar m-am întors la ortodoxie.